Voiam în altă parte să ajung și mă întrebam dacă e finul lui Balaur, cum poate fi finul lui George Maior, fostul șef al SRI? Așa spun oamenii din fotbal, am auzit de la cel puțin 5 sau 6 oameni de fotbal. Domnule, Viorel Moldovan e pilos, domnule, că e finul lui George Maior. Poți Da, să spulberi mitul sunt ăsta sau? finos. Nu sunt finul lui George Maior, dacă vrei să știi sau dacă lumea vrea să știe. Așa. Sunt mai mult decât finul lui George Maior. George Maior este fratele meu mai mare, este prietenul meu foarte bun Ah, și cum? ne știm de foarte mult timp. Atât și nimic mai mult, n-aș mai vrea să dezvolt subiectul. Dar cum Dumnezeu? Deci, Deci, fratele tău mai mare, șef de servicii secrete, wow! Nu puțin, nu mulți se pot lăuda cu chestia asta. nu mă laud. De Ah, ce ok, să știu mă că nu te laud? lauzi, că nu Nu, nu știam vreau să asta. mă E laud. adevărat, nu, vreau să spun la Dar modul. dacă lumea e curioasă, poftim. Așa. Și Cum de v-ați împrietenit? În ce context? Poți să ne povestești ne un pic? știm de foarte mult timp și el e bistrițean. Ah, ok. Bunica lui este din Becleanci. N-aș mai vrea să discut. De Ok. ce să discut despre astfel de lucruri? Deci Dar nu ești așa ca pilos. să le închidem. Nu sunt pilos și până la urmă lumea trebuie să știe că în viață, fără anumite relații, nu poți să ajungi nicăieri, indiferent de stație. Nu să credeți că toți, cum se decide antrenorii sau cum se decide, eu știu, Cum se decid? cineva trebuie să te recomande, cineva trebuie să aibă o relație cu persoana respectivă și uite așa și nu numai la antrenori, în orice domeniu, cum te duci la un interviu, cum te angajează unul și altul, când să zici ai același nivel valoric. Da. Asta e situația. Nu e de când, e de când lumea și dar nu mă consider pilos. Că dacă eram pilos, poate Selecționerul eram mai României. sus. Erai selecționerul României dacă erai pilos. Nu știu dacă era serios în România, dar prea puțină importanță are cuiva.